Cum de te-am lăsat? Ce ai făcut? Mi-a așa un drag de pini. Ce-ai pățit? E o provocare ceva. Ce? N-ai voie să vorbești cu mine? Ce-ai pățit? Prea mult dor. Mi-și dragă lume. Nu știu, acum am venit așa cu energie. Văd. Tu ce ar face dacă erai în situația mea? Poate, dacă, poate explici tu, mă înțeleg și eu mai te bine. Te înțeleg, dar nu știu, dacă îmi place mult de persoana aia, am răbdare. Păi da, și răbdare, tu mă vezi, am răbdare, da. Nu știu, mi s-a schimbat puțin așa roata. Dar aia nu înseamnă că eu acum, nu știu, poate tu acum o să ai o părere rea despre mine după ce ți-am zis eu lucrurile astea. Nu, neapărat. Sau poate nu mai vrei să ne cunoaștem, dar eu am avut nevoie să zic lucrurile astea că... Nu, știu, vreau să mai trec un pic de timp să văd. Vezi, că nici pe tine, să... vezi asta, că nici pe tine te văd așa convinsă. Adelin, trebuie să mă gândesc și eu, știi ce simt mai mult. Că... Păi de aia. Dar nu vreau să mai fi supărat pentru faza aia, te rog mult. Da? Da. Promiți? Promiți sau nu? Da, da. Că vin cu tine. Vin cu mine? Mm-hmm. Că nu vreau să fii supărat. Dar nu mă lasă de aici, de aici. Păi cum, nu-ți place așa? Da. Nu? Se zice, da. Se zice pinky promesa. Da. Eu am zis, promiți că nu ești supărat, da? Da. Vorbim. Da. Cum o să vedem ce va fi? Ce să zic? Mie mi-ar face plăcere să ne apropiem așa unul de altul. Și simt eu că suntem foarte aproape de a intra într-o cunoaștere împreună. Dar o să vedem când da. Simțim amândoi. Da, mi se pare normal. Da. Deci mi-aș dori să fie toată casa asta plină de cupluri. Să fie unul într-un colț, unul în colțul celălalt. Păi și eu. Chiar să fie moderator. Da, asta mi-ar lipsi. Mi-aș dori și eu pe cineva. Chiar mi-aș dori, sincer. Dar cum ar fi să fim toți în aceeași încăpere? Da, ar fi fain. Dar ar fi gălgios. Da. Dar oricum cred că nu apuc să mai fac nimic. Adică. Aici. Eu mă văd deja cum picioare. Nu mai tot e obi atâta și tu. Oprește-te un pic. Gata. M-a pus pe gânduri, sincer. Oprește-te. Tu în loc să vezi partea plină a paharului, tu vezi pe aia goală. Mm. Despre ce vorbești? Mi-am văzut-o prea mult pe aia plină. Mai, eu zic să mai bagi o fisă. Ia! Ce ai primit? Pizza. Nu e pizza. Dacă e pizza, vreau pizza. Dar nu e pizza. Nu e pizza. Mamă, ce ai mâncat niște pizza, nu mai pot. E o poftă delicioasă de pizza. De unde ai mâncat ceva? Foamea. Dar n-am mâncat nimic astăzi. Na. Eu pot să mă duc cu Elena. Yes, but... ce cute. Ba, îmi convine. Ce fain. Poză cu voi? Deci înseamnă că a fumat, am foarte fost bine acolo. De-i tu. Am și plâns ca prost. De ce fata? Pentru că am fost acolo de să-i dau explicații. Și gen, treceam de el ca să uite la mine și să vorbesc cu mine și să mă pupi. De la tăi? Deci ești supărat, era? Da. Deci cum ți-a dat ăsta pe tine supărat? Cu asta? Nu știu, m-am dus la masă singură. Și după aia a venit și mi-a dat ăsta. Cadou ăsta. Ai vreo fostă concurentă care ți-ai fi dorit să
O cunoști acum, în momentul de față, care a fost în sezonul 2? Nu neapărat. Bă, dar între tine și Patricia a fost ceva? Bă, vrei să zic sincer? Da. Stai să mă pun în locul lor. Așa. Sau așa să mă aud. Ia, povestește că știi că eu sunt întrebări. Curios sunt. Foarte bine. Bă, eu cu Patricia... Și pe aia te mai întreb de una, dar zi-mi de Patricia. Ne-am întâlnit la Arad. Am avut un eveniment împreună, modeling, da? Eu de la Timișoara, ea de la Câmpia Turzii, ne-am întâlnit acolo. Toată lumea se aștepta să fim reci, să fim... Bă, nu. Indiferent, să nu vă băgați în seamă? Nu, eu m-am dus, eu am abordat-o, am stat cu ea de vorbă. Bă, chiar a fost... Elena, acasă! M-am curentat. Da, și eu. Dar nu știu, mereu curentez. Stai. Ai luat energie de la mine. Hai că merg cu tine sus. Nu că merg cu tine sus. Hai să stăm și pe băieți. Și eu eram la București, mutat. N-am nimic cu tine, Adeline. Eram cu prieteni într-o seară în oraș. Ceau, Elena. Pa. Pa. Ceau, ca la Timișoara. Ceau. Așa. Adevărat, și tu ești din Timișoara. Da. Pe ce ca la ce mișoară, da, da, da. Dogo, 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 dogo. Hai, papă, și vorbim. Te pic cu minte. Sunt. Și tu. Hai, papă. Pa. Fiecare a plecat la casa lui, fiecare și-a făcut de viața lui. Am încercat noi așa o mică chestie, dar nu... N-a fost să fie, nu. Dacă n-a funcționat în casă, nu... Nu s-a întâmplat nimic nici afară. Și n-am avut nicio treabă. Și cu Irina? Suntem prieteni. Bă, cu Irina am făcut... Am auzit că sunt drăguțite de tine. Nu știu. Am făcut noi un show pe TikTok, că murisem un pic pe site-urile de socializare. Zic sincer că nu mă interesează. Și... Jignirea nu-i asta. Și am intrat cu ea. Doamne, ferească Dumnezeu ăsta-i... Jignire, frate, și la tine. Zi-mă, lasă-mi să vorbim. Cu Irina am intrat în live. Nu o cunoșteam, ea mă știa pe mine din emisiune. Am intrat, am vorbit, am zâmbit, am făcut noi din astea. Lumea a intrat, Patrick, Irina, Irina, hai să profităm. Am tot dat live-uri, meciuri. A, deci pentru marketing. Marketing, okay. Exact. Când ne-am întâlnit, nu s-a întâmplat nimic între noi. Foarte, foarte mișto. Mulțumesc. Și că și mie îmi place de Elena din cap până în picioare, de i-am dat pes. Nu cred. Așa a zis? Da. Serios? Măcar tu ai fost sinceră când a trebuit, dar el de ce n-a fost sincer? El a fost sincer și el a zis că tot chiar dacă nu era într-o relație, tot nu s-ar vedea cu Elena într-o relație, gen, chiar dacă era singur. Dar tu te-ai vedea cu Patrick. El așa a înțeles. El nu s-ar vedea cu Elena. Și... Da. Da, așa a zis el. Ai, fetelor, să fim serioase. Dar poate să-ți facă cineva fizic. Da, nu să-i întorcea. Acum să fii sincer și atunci n-ai fost. Deci eu întorci acum, că acum ai, cumva tu o să cazi bine. Că i-a zis deja înaintea ta să acum. Vă ați văzut ce am văzut pe televizor? Păi parcă nu te interesa. Dar tu la ce te are reacții întârziate. Ai văzut ce apropii astea știau? Înseamnă că la date a funcționat. Lasă că și pe mine mă ținea în brațe după date. Dar au zis că dacă o simți să sărută. Adică, da, și pe tine nu te ținut în fața camerei. Cum să nu? Nu s-a dat cadru că mă ținea de aici, așa? A, da. Măi. Am uitat. Nu e noutate, eu le mai dau o săptămână și după mă uit de acasă, probabil, cum evoluează. Nu mai tu ieși de acasă, că am mai fost aici o persoană care ziceau că pleacă și stare bună aveam. Eu nu am. Da, măi. În fine, nu vreau mai despre asta. Trebuie, frate, ceva să... Dar... De ce să fii... No, dacă simte... Dar parcă îți dau lacrimi, e așa un pic. Nu, deloc, e de la machiaj, nu chiar. N-am nicio treabă. Are ochii... N-am, nu. Dacă simte foarte bine, mă foarte bucur pentru el. Dar să simtă odată. Hai că nu ți-ai dorit să simtă cu ea. Să simtă cu tine. Să simtă cu oricine. Cu tine? Nu cu mine neapărat. Nu cu mine neapărat. Faceți loc că vine. Așa.
Eu sunt Nașa. Ai greșit, Nașa. Da. Și cum a fost cu Patrick? Cum a fost în grădină? Am fost cu Cosmin. A, le-a fost cu Patrick. Nu. Cu Patrick? Nu, am vorbit. Da, le-am luat în brațe. Și am vorbit. Am discutat. Ți-ai pus așa mâinile la ochi? Când? Lângă Cosmin. Vă arătați? Nu, te întreb. A, nu. Nu mai ai emoții cu Cosmin. Dar nu e vorba de emoții. Emoții am general. Ce mulți lipiște. Ce ai pățit zâra mea? De ce v-aș certa? Ce faci? Dar mi se pare că e prea mare. Nu știu. V-aș certa? Nu ne-am certat. Dar dacă mă mai iei, dar nu cred că te mai las încă o dată. Mă mai las și o singură dată până la Antonie.